fiți credincioși, după praznicul cel mare al pogorârii Duhului Sfânt din duminica trecută, în duminica aceasta prăznuim pe toți Sfinții, din toate locurile și din toate timpurile, începând cu Sfinții Vechiului Testament și până la Sfinții din zilele noastre pe care nu-i cunoaștem și până la Sfinții care vor veni după noi, până la înnoirea acestei lumi prin cea de-a doua venire a Mântuitorului Hristos. Așadar, vedem în duminica aceasta cum lucrează Duhul Sfânt care s-a pogorât în lume, cum lucrează în oameni. Fiindcă această sfințenie despre care noi vorbim în Biserica Ortodoxă și spre care tânjim sau ar trebui să tânjim fiecare dintre noi, această sfințenie este o lucrare a Duhului Sfânt unită cu lucrarea voinței noastre, voinței noastre libere pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca să-L cunoaștem pe El și ca să-I urmăm Lui. Vedeți, iubiților, în Evanghelia de astăzi nu se vorbește, nu se pomenește cuvântul Sfânt sau Sfinți. Și o să vedem de ce. Mântuitorul zice așa: cel care iubește pe tatăl său sau pe mama sa, sau pe fiul său sau pe fiica sa mai mult decât pe mine, nu spune, nu poate fi sfânt. Nu. Spune, nu este vrednic de mine. Și iarăși spune, cel care nu-și va lua crucea sa și nu va urma mie, acela nu este vrednic de mine. Nu spune cel care nu-și va lua crucea sa și cel care nu se va lepăda de sine nu poate fi sfânt. Nu. Nu este vrednic de mine. Adică nu poate fi creștin. Noi cei care ne numim creștini, iubiților, ne numim creștini de la numele Lui Hristos. Pentru că suntem ai Lui Hristos. Pentru că vrem să fim ai Lui Hristos. Pentru că spunem că vrem să fim ai Lui Hristos. Dar ce este cu sfințenia? Ce este sfințenia aceasta? Ce înseamnă să fii sfânt? Trebuie să ne uităm, iubiților, unde apare cuvântul acesta prima oară în Sfânta Scriptură. Și o să vedem că unde apare, acolo îl și explică Bunul Dumnezeu și îl explică exact după înțelesul pe care cuvântul îl are în limba cea veche ebraică. Înțelesul de a fi deosebit, separat, pus deoparte. Prima oară și prima oară apare la ieșire. În Cartea Ieșirii, atunci când Moise vede arzând rugul, tufișul acela și nestingându-se și nedogorind așa cum ar dogori un foc obișnuit care să te ardă și apropiindu-se ca să cerceteze minunea, aude glasul lui Dumnezeu din cer și îi spune, ia seama că locul pe care te afli aici este sfânt. Descalță-te, apropie-te cu smerenie, cu alte cuvinte. Și acesta este despre un loc sfânt. Dar prima oară când Dumnezeu vorbește despre sfințenie ca o calitate pe care omul o poate dobândi, este în Levitic, la capitolul 11, în versetul 45, în Levitic Dumnezeu spune așa:
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos pe tine din pământul Egiptului. Îi scosese din robia egipteană. Și spune așa, iar voi, poporul meu, fiți sfinți, pentru că eu sfânt sunt. Și după aceea repetă această și Leviticul, iubiților, este o carte în care Dumnezeu dă prescripții, dă porunci, pune rânduială în poporul ales. Așadar, această chemare la sfințenie nu este una care să se adreseze doar câtorva aleși ai lui Dumnezeu care să se sfințească. Vorbește despre întregul popor. Iarăși le spuneți, fiți sfinți, căci eu sfânt sunt. Și apoi, iarăși le spune, tâlcuind și mai bine această sfințenie, le spune așa, eu, Domnul Dumnezeul vostru, asta le spune tot în Levitic, la capitolul 20, eu, Domnul Dumnezeul vostru, v-am luat pe voi și v-am osebit dintre neamuri, vedeți, osebit, sfânt, v-am osebit dintre neamuri. De ce, spune Dumnezeu? Ca să fiți sfinți și să fiți ai mei. Așadar, sfințenia, iubiților, înseamnă a fi osebit, pus deoparte. De cine pus deoparte? De cine să fii deosebit? De lumea care este cuprinsă de păcat. De lumea care este despărțită de Dumnezeu. De lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și care nu vrea să-L cunoască și să-L urmeze pe Dumnezeu. Osebit de lume, dar pentru cine osebit? Pentru cine pus deoparte? Pentru Dumnezeu. V-am osebit pe voi din lume, spune Bunul Dumnezeu, și v-am pus deoparte ca să fiți ai mei. Iar noi, iubiților, spune Părintele Rafael Noica, cu atâta tristețe, dar atât de bine punctează, spune că am făcut din sfințenie un șablon și un chip mincinos. Pentru că noi spunem, n-am să fiu eu niciodată sfânt. Noi spunem, nu sunt nici cel mai păcătos, dar nici nu sunt un sfânt. Ca și cum asta ar fi un lucru de laudă. Ca și cum aceasta ar fi o cale bună. Ca și cum asta ar fi o cale de mijloc. Dar nu asta e calea de mijloc, iubiților. Aceasta, știți ce este? Este ceea ce vedem scris în Apocalipsă, că îi voi găsi pe cei căldicei și îi voi tăia în două, spune Mântuitorul în Apocalipsă. Adică cei care nu sunt nici cei mai păcătoși, dar nici nu au încercat să aspire către sfințenie. Pentru că sfințenia, iubiților, nu înseamnă să faci minuni. Au făcut sfinții minuni, unii dintre ei, nu toți. Mulți dintre ei nu au făcut nicio minune. Sfinții mucenici, de care este plin calendarul nostru bisericesc, nu au făcut minuni. O minune a fost răbdarea lor, răbdarea chinurilor, curajul cu care au mărturisit pe Hristos până în ultima clipă, neuitându-se nici la bunurile lumii, nici la familia care plângea după ei, neuitându-se nici la trupul lor care era sfâșiat de chinuri. Aceasta a fost într-un fel o minune. Dar nu au făcut minuni din acestea văzute, cum spunem noi sau cum gândim poate. Ca să fii sfânt trebuie să faci minuni. Nu! Este exact invers. S-a întâmplat ca unii dintre sfinți să facă minuni și le-au făcut în chipul cel mai firesc, pentru că erau sfinți deja. Pentru că primiseră să se unească cu Dumnezeu. Pentru că primiseră, iubiților, și aceasta este poate esența sfințeniei,
ca în loc de voia lor să pună voia lui Dumnezeu. Spune Sfântul Ioan Damaschin așa despre sfinți și despre sfințenie. Spune că sfinții sunt acei oameni, atenție, care prin alegerea voinței lor s-au unit cu Dumnezeu și care se fac părtași prin har dumnezeirii pe care nu o au în firea lor. Că noi din fire suntem oameni, nu suntem dumnezei. Nu avem firea dumnezeirii în noi. Dar știm că ne putem îndumnezei. Și această dumnezeire, această sfințenie, iată cum spune Sfântul Ioan Damaschin că vine prin alegerea voinței lor. Așadar, este o alegere a voinței noastre, mai întâi de toate, iubiților, mai întâi de orice făptuire, este o alegere a voinței noastre. Să vrem să-L urmăm pe Hristos. Să vrem să păzim poruncile lui Dumnezeu. Păziți poruncile mele, spune Bunul Dumnezeu, tot în Levitic, în unul dintre capitolele ultime, ca să încununeze cumva acest îndemn la sfințenie. Păziți rânduierile mele, spune Dumnezeu, și săvârșiți-le, pentru că Eu sunt Cel ce vă sfințesc pe voi. Adică, mai întâi de toate, aveți curaj și încercați să împliniți poruncile. Și apoi o să vedeți cum vă ajută Dumnezeu. O să vedeți cum lucrează Harul. De ce noi ne înșelăm, iubiților, atunci când spunem n-am să fiu eu niciodată un sfânt? Dincolo de această explicație duhovnicească, să spunem, pe care o vedem și la Sfântul Ioan Damaschin, pe care o vedem și la Părintele Rafael Noica, care ne spune nu punem problema așa cum trebuie. Mai spune Părintele Rafael așa de frumos, sfințenia este firea noastră, cea din tâi, pe care trebuie să o redobândim în această lume vremelnică. Firea noastră, cea din tâi, iubiților, nu o măsură înaltă de neajuns. Dar putem privi lucrurile și altfel, ca să ne dăm seama cât de greșit privim sfințenia. Cine dintre frățiile voastre, atunci când îl învață pe copil alfabetul, să spunem, se oprește la un moment dat și zice, știi ceva? Ai învățat acum până la litera L. Mai sunt câteva litere până la sfârșit. Dar nu vreau să te fac pe tine cel mai deștept om din lume. N-ai să fii tu cel mai mare scriitor? Sau n-ai să fii tu un mare intelectual? Prin urmare, știi ce? Îți este de ajuns. De la A și până la litera L să le știi. Restul nu-ți mai trebuie. Spune cineva așa? Gândește cineva așa? Sau atunci când învățăm matematică? Bun. Ai învățat înmulțirea până la 5. Nu-ți trebuie mai departe. Ai să fii tu vreodată cel mai mare inginer sau vreun savant sau vreun om de știință? Sau dacă ai învățat adunarea, ce-ți mai trebuie și împărțirea? Nu-ți mai trebuie. Nimeni nu spune așa, iubiților. Mai mult de atât, când încercați să faceți, să vă țineți de o meserie, de o lucrare în viața frăților voastre, este cineva care spune, mă apuc să construiesc case, învăț să construiesc case. Dom'le, dar nu vreau să le construiesc perfect. Nu. Le fac așa ca să fie. Nu vreau niciodată să fiu eu cel mai bun constructor. Este vreunul care gândește așa? Da, vreau să fiu profesor. Dar nu vreau să fiu cel mai bun profesor. Să știu câteva lucruri, să învăț câteva lucruri mai departe pe copii. Să fiu doctor. Nu vreau să fiu cel mai bun doctor. N-am să învăț tot ce trebuie. Știu câteva lucruri despre medicină și o să-mi fie de ajuns. Nimeni nu gândește așa, iubiților. Nimeni nu este mulțumit în sufletul lui. Nu are pace. Nu are pace în conștiința lui să facă un lucru pe jumătate sau să învețe doar jumătate din alfabetul unei meserii sau al oricărei ocupații de pe lumea aceasta. În schimb,
atunci când vine vorba despre această relație a noastră cu Dumnezeu, când vine vorba despre mântuirea noastră, despre felul în care noi încercăm să îl urmăm pe Hristos, suntem primii și suntem cei mai bucuroși să ne oprim la jumătatea drumului sau la sfertul drumului. Să spunem, ce este mai departe e o măsură prea înaltă, nu este pentru mine. N-am să fiu eu niciodată sfânt. Dar știți ce se întâmplă, iubiților? Păi ce se întâmplă dacă n-ai învățat și literele de la L și până la sfârșitul alfabetului? Se cheamă că n-ai să fii savant sau se cheamă că ești analfabet? Ce se cheamă dacă ai învățat adunarea și nu știi să faci împărțirea? Se cheamă că nu ești matematician sau se cheamă că nu știi să socotești? Ce se întâmplă dacă ai învățat doar câteva lucruri despre medicină și începi să profesezi? Se cheamă că nu ești cel mai bun doctor și că n-ai să fii niciodată profesor universitar? Sau se cheamă că ești un om care pui în pericol viața celor care vin la tine ca să se vindece? Și atunci, cum se cheamă atunci când duci împlinirea voii lui Dumnezeu numai până unde crezi tu, până unde ai trasat tu, ai pus un semn și ai spus de aici încolo, îmi este prea greu. N-am să fiu niciodată sfânt. Se cheamă că n-am să fiu sfânt? Sau se cheamă că nu sunt creștin? Se cheamă că nu sunt creștin, iubitilor. Aceasta este capcana în care ne-a aruncat, pe de-o parte, judecata și înțelepciunea acestei lumi, care pune presiune pe noi, creștinii, cei care încercăm să fim creștini, și care ne spune la tot pasul, orice lucru care ți este prea greu, care îți face, care te deranjează, trebuie dat deoparte. Îți strică mintea. Ai să rămâi cu fel și fel de complexe de vinovăție dacă ți se pare că un lucru pe care îl săvârșești este păcat. Așa spune lumea. Săvârșește-l în continuare, eliberează-te de orice fel de vinovăție și atunci ai să trăiești liniștit. Pe de o parte, vine această presiune a lumii. Ea vine și în alte chipuri. Nu numai că ne încurajează să săvârșim păcatele, acestea care ne fac nouă plăcere, dar mai mult de atât, să zicem că încerci, la un moment dat, să fii mai cinstit decât erai până atunci. În cercul în care te învârtești, în ascultarea pe care o ai în lume, în mica ta afacere sau în mica ta meserie, încerci să fii mai corect dintr-o dată. Ce or să zică cei din jur? Păi imediat o să vezi ce o să spună. O să spună, te crezi mai bun decât noi? Dintr-o dată vrei să ne dai nouă lecții? Și din cauza asta ne speriem. Și atunci spunem, păi dacă toți fac fel și fel de învârteli, de ce să-i supăr eu? Nu ne gândim de ce cum îl supăr pe Dumnezeu, cum îndrăznesc să-l supăr pe Dumnezeu, cum îndrăznesc să păgubesc pe aproapele meu. Nu ne punem problema asta. Ne punem problema doar cum îndrăznesc să supăr pe cel care este tâlhar în același cerc de tâlhar cu mine. Adică dragostea mea pentru tâlhăria și pentru înconjurarea cu cei care sunt de același păcat cu mine, cei care au aceleași slăbiciuni ca și mine, această dragoste este infinit mai mare decât dragostea de aproapele meu, care este în afara acestui cer, și decât dragostea de Dumnezeu. Și atunci, vedeți, iubiților, asta este presiunea lumii, la care noi cedăm foarte ușor. Și apoi este presiunea minții noastre, această educație pe care ne-am format-o prin învățătura lumii și în școală și apoi ceea ce numim noi școala vieții. Vezi, Doamne, școala vieții care te învață, dă din coate, nu lăsa pe nimeni să te calce în picioare, impune-te, arată-le cine ești tu. Și această minte a noastră, care nu mai este de fapta noastră, este după asemănarea diavolului, nu mai este nici de cum chipul lui Dumnezeu. Dar slavă Domnului că este doar o jumătate.
Pentru că, vedeți, sunt două voci în noi. Una care ne spune așa, merge înainte, și cealaltă mai timidă, care încearcă să ne mai bată pe umăr și să spună, măi, e păcat, nu-i frumos, îți faci rău ție, devii mai rău pe zi ce trece, devii mai nervos pe zi ce trece, devii mai neiertător pe zi ce trece. Nu erai așa. Chiar dacă nu ne spune altcineva câteodată, și cei de aproape ai noștri ne spun. Dar altădată, numai mintea noastră tot ne atrage atenția. Tu nu erai așa. Cum ai ajuns? Dar noi alegem partea cealaltă. Spunem nu. Merg înainte așa. Și din cauza acestei presiuni a care ce dăm, iubiților, noi ajungem să fim creștini numai cu numele. Noi ajungem să credem că Sfințenia este pentru cei câțiva aleși și atunci învățăm alfabetul mântuirii numai până la jumătate sau numai până la sfert. Mântuire în greacă, pentru că noi de acolo, aici, acolo s-a format conceptul și de acolo am preluat această noțiune, această idee de mântuire, care în greacă este cuvântul soteria, mai înseamnă și vindecare. Acesta este sensul primar al cuvântului, vindecare. Așadar, ce înseamnă să ne mântuim? Înseamnă să ne vindecăm de această boală a păcatului care a intrat în noi. Să ne vindecăm, adică să revenim la sănătatea noastră cea din tâi, la firea noastră cea din tâi, cum spune Părintele Rafael, pe care am pierdut-o, dar care, pe care trebuie să o recâștigăm aici, în lumea aceasta vremelnică, fiindcă dincolo nu va mai fi timp. Aceștia sunt sfinții, iubiților, cei care au ales, prin voința lor liberă, cum spune Sfântul Ioan Damaschin, au ales să se unească cu Dumnezeu. Și unindu-se cu Dumnezeu, spune Sfântul Grigorie Palama, că în sfinți se află întreagă dumnezeirea, se află Dumnezeu întreg. Adică Dumnezeu nu dă cu măsură harul, iubiților. În dumnezeirea aceasta pe care noi suntem chemați să o căutăm împlinind voia lui Dumnezeu, aceste porunci pe care le găsim, care de fapt sunt un îndrumar pentru mântuirea noastră, împlinindu-le, noi îl cuprindem prin har pe Dumnezeu înăuntrul nostru. Aceasta este sfințenia, aceasta este mântuirea, aceasta este calea pe care ne arată Sfinții pe care îi pomenim astăzi. Este singura sărbătoare a Bisericii, singurul praznic, iubiților, care este diferit în fiecare an. Are o altă, cuprinde altceva în fiecare an. Nu este această sărbătoare, această duminică, la fel cum a fost anul trecut sau cum va fi peste un an. De ce? Fiindcă între timp s-au mai adăugat alți sfinți pe care noi cunoaștem. Unii poate și cunoaștem ca oameni și nu știm că în el este un sfânt în devenire. Sfinții, spune Sfântul Apostol Pavel, vor judeca lumea. De unde știe asta? Iată, i-a spus-o Mântuitorul astăzi, în Evanghelia pe care am auzit-o. Că îl întreabă, Sfântul Petru îl întreabă, cu noi ce va fi? Iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Și Mântuitorul le spune, voi, la sfârșitul lumii, veți sta pe 12 scaune și veți judeca semințiile lui Israel. Cum vor judeca Sfinții lumea? Cum ne vor judeca pe noi, Sfinții aceștia pe care astăzi îi pomenim? Unii cunoscuți, alții necunoscuți. Ce înseamnă această judecată, iubiților? Vă gândiți că va veni Sfântul căruia îi purtați numele și va spune, iată, Nicolae, ce păcate ai făcut? Ai făcut păcatul ăsta, ai făcut păcatul ăsta, ai făcut păcatul ăsta, meriți să fii osândit. Nu, iubiților. Judecata Sfinților este aceasta. Prin viața lor, ei ne arată ceea ce ar fi putut fi viața noastră. Atâta tot. Fiecare dintre ei s-a născut cum ne-am născut și noi. Într-o familie de oameni, într-o lume agitată, între oameni păcătoși, au fost expuși tuturor ispitelor și tentațiilor. Viața lor s-a asemănat întocmai cu viața noastră până când a venit momentul alegerii între păcat și virtute, între Dumnezeu și diavol.
Dacă alegerile noastre, iubiților, au fost altele, aceasta este judecata. Sfinții nu vor spune niciun cuvânt. Sfinții doar vor fi înfățișați la judecată și ne vom privi în ei ca într-o oglindă. Și dacă nu ne vom vedea decât sluți și decât pe jumătate sau pe sfert, aceasta va fi judecata. Nu am trăit așa cum am fi putut trăi. Încercați, iubiților, să fiți sfinți, adică să fiți ai lui Dumnezeu. Încercați să fiți sfinți, adică să împliniți Evanghelia lui Hristos, nu altceva. Încercați să fiți sfinți, pentru că altfel nu vă puteți mântui, iubiților. Încercați să nu vă mai lăsați influențați de lumea din jur și de gândurile care ne justifică nouă păcatele noastre și în clipa în care veți învăța să spuneți nu, asta nu pot să fac. De ce? Ne vor întreba cei din jur sau va întreba mintea noastră. Cine te poate împiedica? Nu vreau să fac pentru că Hristos care mă iubește se întristează. Pentru că știu că nu mă voi întâlni cu El atunci când va veni clipa cea mare a judecății, dacă săvârșesc păcatul acesta. Și când începem să gândim așa, atunci este și începutul luptei noastre și al mântuirii noastre. Să ne ajute rugăciunile tuturor sfinților, iubiților, să punem începutul acesta bun și să avem curaj să fim creștini. Amin.